jumătate? Ai curajul să riști totul? Joacă dublu sau nimic. Acum e acum. 9 și 34 de minute, ultima șansă de săptămâna asta pentru 800 de euro la dublu sau nimic, un concurs care vă face să stați în mașini înainte de a coborâ în parcări, să se termine, să câștige Sorin, să câștige cine câștigă, să fie numai răspunsuri bune. Da, am avut o ediție excepțională, era un concurent minunat, așa că e presiunea și mai mare pe concurenta noastră de astăzi, pe Simona din Brașov. Bună dimineața, Simona! Bună! Bună dimineața! Bună dar vreau dimineața. Să știți... Claudia. Claudia, scuză-mă. Claudia, da. Da, nu-i problemă. Deci îți datorăm din prima un miel. Da. Da. Pentru că e o ediție da. Pascală. De ce credeam noi că e Simona? Nu contează. Claudia, bun. Da. E bun. Claudia, bine ai venit. Scrie Claudia. Bine v-am găsit. N-ai treabă. Asta e a mea. Greșeală. Eu sunt cu mielul. Așa. Claudia, ești acasă, bănuiesc, nu? Da, ca din oală m-ați luat azi. Ca din oală? Ai liber? Da, da, exact. Okay. Excelent. Ce gătești azi? Da. Nimic. Nu știu încă. Da, nu mi-am propus să gătesc azi mâine. Ok. Ai auzit rețeta lui Cezar Munteanu? De mai devreme? Nu, pentru că nu sunt în mașină. Eu vă ascult de obicei în mașină dimineața, okay. În drum spre serviciu. Să-ți pui un radio în bucătărie... Este locul perfect ca să asculți în timp ce gătești, cum să spun. De acord, doar că acum eram la mine în pat. A, și n-ai auzit indiciile de azi. Nu, exact. Azi nu, ieri le-am auzit, dar nu-i bai. Bine, uite, dacă pentru... e să fie, mă descurc. Pentru că ți-am spus, Simona. Da. Vreau să-mi iau revanșa. Ok. Și îți spun care sunt domeniile și ție. Da? Ca să știi cum mergi. Deci primul e literatură... Ante-școala generală. Așa. A doua e din muzică. Da. A treia e din noțiuni elementare de fizică. Așa. Așa. Iar a patra e din... Ceva. Inventică. Inginerie. Inginerie. Uh-huh. Da, e tot simplă. Da. E... Da. Da. Minunat. Deci e o ediție ușoară, de vinerea mare, așa, a concursului. Da. Ai toate oricum... șansele să câștigi premiul cel mare, îți spun sincer. Bine, să vedem. De obicei, din exterior e simplu. Acum îmi tremură toate cele. Păi aia, l-ai văzut pe Sorin? L-ai ascultat ieri pe Sorin? Ieri, da, da, da. Mamă, ai văzut ce emoții avea? Și cât de bun era, că a știut toate răspunsurile la o secundă. Da. No, asta ceea e. Ce-ți dorim vedem. Și ție, Claudia? Sper să fii la fel de inspirată. Ai vreun hobby, ceva, îți place ceva anume? Mai zine despre tine, da, un altă. Vreo pasiune. Îmi place să pictez, îmi place să dansez. Pictezi unghiuțele. Îmi place să visez. Da. Da. Asta, pictez, asta visez. În ce, pictezi în ce? Acuarelă, ulei, ce anume? Goașă. Acrilice mai mult. Acrilice mai mult. Și pictez așa abstract. Acum fac și un curs de desen ca să mă informez mâna, da. Ah, ce tare. Altfel, fără minte, fără nume. Pictez. Ok. Și cu, de la serviciu ce faci? Oh, sunt funcționar public, nu vă spun. Foarte bine. Deci de ce? Foarte bine. Bravo. Da. Treabă. Bravo, măi, Claudia. Bine, gata, trebuie să spun care sunt regulile. Că așa este procedura la noi. Presupun că știi, dar îți reamintesc. Trebuie să dai răspunsul în 6 secunde. După fiecare răspuns corect, trebuie să decizi dacă mergi mai departe sau nu. Dacă te oprești, rămâi cu banii câștigați până în momentul respectiv. Dacă mergi mai departe, poți dubla premiul cu un răspuns corect, dar în cazul unui răspuns greșit sau dacă depășești timpul de 6 secunde, pierzi toți banii. Întrebările sunt simple, în 24 de secunde poți să câștigi 800 de euro, Luca spune întrebarea, după care începe un cronometru, tic-tac, 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 6 secunde și când se aude semnalul, s-a terminat timpul. Deci trebuie să dai răspunsul corect în acest interval, ok? Ok. Bine. Hai, Claudia, să începem. 100 de euro. Practic un cadou din partea noastră. Trebuie să răspunzi la întrebarea: ce personaj literar, Claudia, al lui Tudor Arghezi are ochii de faianță? Streanță. Da. L-ați văzut cumva pe Streanță, cel cu ochii de faianță? Așa. Așa. Mai ce? Departe. Mai departe. Spune toată poezia în 6 secunde. Data viitoare. Claudia, ne-am revanșat, suntem în regulă, da?
Da. Acum puteți să spuneți Simona la loc? Puteți oricum. Îi dau eu mielul. Bravo. Bun. Tu ai asigurat ouăle și galusul? Sau cum da. Se cheamă, vopseaua de ouă, așa era pe vremea așa era mea. Era pe vremuri, da. Da. Uh-huh. Și cozonacul. Da. Acum zi dacă vrei să mergem la miel. Păi, hai să mergem. Hai mă. Ce se poate la genul ăsta de întrebări? Da. Și acum vine ceva din fizică cuantică. Nu mai e din muzică, i-am spus, domeniile. Hai de maestre. Da. 200 de euro. Claudia X, Simona, ai spus că pictezi și dansezi, nu? Da. Bun. Atunci te-am nimerit. Spune-mi, te rog, din ce țară este originar tangoul? Din Argentina. Din Argentina, clar. Da, da, am auzit limba. Vamos a bailar. Știi și istoria, știi puțin istoria tangoului? Unde a apărut dansul ăsta mai întâi? Și cam care era atitudinea societății argentiniene față de tango? Crezi că intri în ceva... Da. Cred că așa câte ceva mai știu. Așa. Hai, zi ceva. Zi! Povestești. Era un dans interzis la un moment dat. A apărut undeva pe la 1800, înainte de 1800, ceva cu lupte. Nu știu acum să mă adun. Mă adun, dacă vreți. Nu, era un dans acum. Care se... dansa în bordelurile și locurile răufamate din porturile orașelor Buenos Aires și Montevideo, din Uruguay, în general de prostituate și prostituați, și era o muzică răufamată și un dans răufamat, cu influențe ale muzicii sclavilor africani, ale europenilor de joasă condiție care ajunseseră acolo. Societatea argentiniană strâmba din nas când auzea tango. Și așa a rămas până când a traversat oceanul și a ajuns în Franța, pe la începutul secolului 20, și francezii au fost entuziasmați. Și au curățat tango-ul și acum argentinienii se mândresc cu acest gen muzical, dar pe care îl disprețuiau la început. Țara de origine a tango-ului sunt două, Argentina și Uruguay, dar Argentina e considerată țara de origine. Felicitări! Claudia, ai 200 de euro și urmează a treia întrebare despre care știi din ce domeniu e. Te interesează? Da. Așa. Mai e un puțin mai mult entuziasm. Totuși, de la 200 la 400 e un salt. Deci mergem la 400? Da. Ce rugăminte avem la tine? Da. Că ne-am lungit. Luăm o scurtă pauză de publicitate. Pe bune. Da, pe bune, că altfel depășim niște timp. Ai ouăle la fier sau ceva? Te încurcăm? Nu. Revenim în... cât? Ia. 4 minute. În 4 minute suntem înapoi cu întrebarea 3, da? Să n-adormi. Niciun caz n-adorm. Ok, bine. Bine, Claudia. Stai acolo. Crezi că le știi pe toate? Ai curajul să riști totul? Joacă dublu sau nimic. Claudia... Hello! Bună dimineața! Hello. Bună dimineața! Sperăm că nu te-ai răcit, cum se spune la sport. Știi că dacă... Și eu sper, dar nu, că m-am foit pe aici. Încercat să-mi păstrez mușchii în formă. Ai rămas în priză, da? Da. Bun, și ziceai că vrei să mergi la 400 de euro. Da. Așa rămăsese. Îți menții m-a certat de... copilul, m-a certat fimea. Zice, doamne, ce-ți trebuia? Păi, ce-ți trebuia ce? De ce te-ai dus mai departe și nu te-ai oprit, m-ai certat un pic așa. O să vadă când n-o să-i dai niciun ban. Da. Nu, asta e o întrebare la care, la cum te simt? Te simt, o să știi răspunsul fără probleme. Deci? Sigur că da. Ne apucăm de treabă? Hai. Reluăm activitatea? Hai că e hotărâtă. Bine, hai Claudia. Da. 400 de euro. Claudia, am spus că e o întrebare din fizică elementară. Ok. Care este, Claudia, valoarea accelerației gravitaționale la suprafața Pământului? 9,8 metri pe secundă.
La pătrat. La pătrat. Da, asta e... Pe noi ne interesa corect, doar corect. Valoarea aia, 9,8-ul ăla. Da. Adică cifrele și virgula. Cifrele. Unitatea de măsură nu mai contează că e vinerea mare. Da. Metri pe secundă la pătrat. Întrebarea a fost care-i valoarea. Exact, exact. Care-i valoarea, da. Valoarea este 9,8. Viteza e metri. A răspuns Claudia. Yes. Eu votez pentru. Și eu sunt de acord, chiar dacă poate există contestații. Glumesc, nu există nicio... Deci 9,8 este valoarea acceptată universal a accelerației gravitaționale la suprafața Pământului. Ea variază între 9,72 și... În fine, știți ce? 9,72. Dar 9,8 e rotunjită ca să fie pe înțelesul tuturor. Felicitări, Claudia! Ați remarcat cum are Luca talentul să simplifice lucrurile. Da. Ai 400 de euro, Claudia. Yes. În vinerea mare. Credeam că nu mai spui. Ce faci cu banii ăștia? Îmi plec în concediu, mulțumesc. Ai, măi. Pleci în concediu cu ăștia 400. Stai că vreau să spună că se oprește. Te oprești? Nu. Mă opresc. Du-te, măi. Pentru cum că așa mi-a venit și dacă ăsta a fost feeling-ul, mă opresc. Cum să-ți vină așa ceva? Greșești major. Da, dar e bine așa, știi, totdeauna trebuie să-mi ascult intuiția. Niciodată nu dau greș când îmi ascult intuiția. Și acum, așa zice, intuiția mea. La modul cum ai pus bine. Problema mea și greu să încerci să te mai convingi. Mai bine să-ți fie rău să decât să-ți pară rău, nu? Da. În cazul de față, da. Hai. Mi-a spus, eu zic că dacă că intuiția a zis... Luca, tu nu vrei să dai banii. Să mai reținem măcar 400. Adică... Claudia, e ușoară întrebarea. Știi răspunsul sigur, sigur. Întotdeauna știu, adică, nu știu, din afară întotdeauna am știut, dar nu, odată nu, într-adevăr, era o chestie cum Marconi, atunci am zis Bell și eu ca și omul din... Nu, dar mă opresc, gata. Deci rămâne, te mai întreb o dată ca să nu avem vorbe la proces. Rămâne n-avem așa? Nicio vorbă, e sigur, da. Bine, Claudia, felicitări! Mulțumesc! Yeah! Ai câștigat 400 de euro. Chiar dacă e vinerea mare. Așa ți-a spus intuiția. Chiar sunt curios dacă vei ști răspunsul la cea de-a patra întrebare. Nu mă oftic oricum, că e bine așa. Ba, te oftici, știu eu. No, ba, sigur da. Nu. Știu, o să-ți pară rău și o să zici, ah, de nu, ce? Nu. Te-ai intimidat copilul, sigur, zi. Bine, acum dacă spui că la întrebarea cu Marconi te-ai încurcat, da. E posibil să ți-ai pus mici probleme și asta. Da, mici. Să vedem. Mici, hai să mici. Vedem. No, e mai acum... aproape de noi, cumva. Da. E foarte aproape de, voi... de noi. De voi, domnii, sau? Nu, da, de noi, da, da, românii, de noi oamenii. Chestie de, cum să spun, mândrie națională. Se știe răspunsul clar. Nu, no, să vedem. Doamne, bine ar fi să fiu așa deșteaptă. Chiar dacă nu iau, nu dublez suma, nu-i bai. Hai să încercăm. Deci, în afara concursului, ar fi fost pentru 800 de euro și ar fi sunat în felul următor. 800 de euro. Bani pe care puteai să iei, uite așa. Sorin de-abia mai vorbea când a venit vorba de 800 de euro ieri. Era sugrumat de emoție. A avut foarte mulți fani. Da. Pentru parcursul lui. Au venit și acum mesaje. Sunt mulți oameni care te-au încurajat, Claudia. Și le-a plăcut că ai fost promptă în răspunsuri. Mulțumesc. După modelul de ieri al lui Sorin. Iar acum ai fi fost în fața întrebării de 800 de euro, Claudia. Spune-mi, te rog, ce inventator român a contribuit la construirea primului avion cu reacție în 1910? Traian Vuia. Na. Da. Vezi? Da, eu mă bucur că știu. Nu, stai, moment. Tu bucură-te că te-ai oprit. Da, nu era bun răspunsul? Nu. Henri Coandă. Henri Coandă. Na. Henri Coandă. Ah, vezi? Uite, l-aș fi zis Traian Vuia. Bine că m-am oprit. Da. Ok. Henri Coandă. Henri Coandă, da. Practic aeroportul. Da. Asta este. Da. Așa că, uite, deci, până la urmă, intuiția ta a fost... Intuiția feminină nu dă greș niciodată, să știți. Și de data asta. Bună, felicitări. Bazează-te pe intuiția ta pe mai departe, că, uite... E de bun augur. Bine, Claudia, ai vreun plan cu banii ăștia? Ce vrei să faci cu ei? Da, chiar vreau să plec în concediu, serios. Îți ținem pumnii,
Ținem pumnii, ai grijă unde concediu pleci plăcut. Concediu, distracție plăcută, îți mulțumim frumos că ai fost alături de noi. Mulțumesc și eu. Fericit. Ne bucurăm că ți-am dat banii și noi, prieteni, încheiem aici deșteptarea. În doi cilindri, cum am zis noi, Luca și cu Vlad, vă spunem toate cele bune, sărbători fericite, ne reauzim peste o săptămână, săptămâna viitoare, vă veți întâlni pe această frecvență de la ora 7 cu colegii noștri Cătălin Striblea și Radu Constantinescu. Mâncați cu moderație, sărbători cu bine. Toate bune! Trezește-te în fiecare zi a săptămânii cu deșteptarea la Europa FM.